Potrivit unui studiu dat publicității recent, numărul apartamentelor din Giurgiu care sunt încălzite cu centrale proprii este de peste 5.900, în timp ce numărul apartamentelor care sunt racordate încă la sistemul centralizat depășește cu puțin 5.600. Mai exact, numărul apartamentelor cu centrale pe gaze este mai mare cu 300 decât al apartamentelor încălzite cu energie termică de la CET. Specialiștii spun că s-a ajuns în această situație datorită costului mai mic al încălzirii cu centrală proprie. Costurile energiei termice obținute de la astfel de centrale termice se știe că acestea sunt sub nivelul prețurilor agentului termic livrat de către CET și asta ar fi primul motiv. Alt motiv, cred eu, destul de important este faptul că repartizarea costurilor este cea corectă, pentru că s-au încercat tot felul de metode cu repartitoare de toate felurile, cu repartitoare, cu gigacalorimetre, cu distribuție orizontală și în permanență au fost probleme, contestații privind repartizarea energiei termice aferentă unei scări de bloc. Deci au fost situații în care s-au defectat aparatele, au fost situații în care au fost locuitori ai unei scări care n-au vrut să plătească, determinând chiar și oprirea energiei termice și pentru ceilalți care plăteau. În cazul apartamentelor cu centrale proprii, un alt avantaj este și faptul că fiecare familie își poate regla mult mai ușor costurile de încălzire. Aceasta înseamnă că în fiecare moment poate fi verificat și redus consumul. Toți cei care și-au instalat centrale termice au avut costuri uneori la unii la jumătate, la unii cu 30% mai mici, dar marea majoritate la jumătate din costurile pe care le aveau la încălzirea centralizată. Cel mai important lucru este faptul că își pot repartiza costurile în funcție de cât știu că au dețin în într-o lună. De exemplu, atunci când nu pot să-și plătească costurile, prețul energiei termice, pur și simplu își opresc centralele, chiar dacă uneori temperatura în casă este mai scăzută. Dar faptul că sunt foarte flexibile, asta îi ajută foarte mult. Potrivit studiului menționat, în Giurgiu există la ora actuală și puțin peste 4.800 de apartamente care nu sunt racordate la niciun sistem de încălzire. Totodată, 2.335 de apartamente din municipiu nu sunt locuite.